Ca în fiecare an și în 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara este implicat într-o serie de acțiuni cu caracter preventiv în domeniul sănătății și securității în muncă. Astfel, una dintre acțiuni se îndreaptă către verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă la angajatorii care desfășoară activitatea în domeniul comerțului cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete sau, mai pe înțelesul tuturor, la îngrosiști. Noi am întreprins mai multe acțiuni pe domeniile noastre de activitate, dar ca și importanță putem spune că am început pentru toată perioada anului 2022 acțiunea 12 din programul cadru al Inspecției Muncii. Această acțiune are ca scop controlul la angajatorii care desfășoară activități în cadrul comerțului cu ridicata, mai puțin comerțul cu autovehicule și motociclete. Prin acțiunile lor, inspectorii ITM Hunedoara doresc să prevină producerea de accidente de muncă din acest domeniu. De altfel, comerțul cu ridicata, domeniu în care lucrează peste 300.000 de persoane, ocupă un nedorit loc 2 la nivel național în ceea ce privește accidentele de muncă. Totodată, se cere angajatorilor să îmbunătățească condițiile de lucru de la locurile de muncă. Am început cu un program de prevenire, astfel încât toți angajatorii să conștientizeze nivelul accidentelor de muncă în acest domeniu de activitate pentru a îmbunătăți condițiile de muncă în comerțul cu ridicata. Ce vă pot spune? Că la nivelul țării, comerțul cu ridicata este pe locul 2 ca și număr de accidente de muncă. Aici lucrează aproximativ 350.000 de persoane, iar accidentele de muncă anual se învârt în jurul cifrei de 200 de accidente, evenimente, din care 7-8 sunt cu deces. Din fericire, la nivelul județului Hunedoara s-au înregistrat puține accidente de muncă în acest domeniu de sănătate, în 15 ani fiind doar unul care s-a soldat cu un deces. La nivelul județului Hunedoara nu stăm așa de rău, cum se spune. În perioada 2006-2020 am avut 19 accidente, dintre care doar unul singur a fost cu deces. Prin implicarea în acțiuni de prevenție pe linia sănătății și securității în muncă, reprezentanții ITM Hunedoara speră nu doar la reducerea la minimum a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, ci și la îmbunătățirea mediului de muncă și la conștientizarea riscurilor ce pot să apară.